Bună seara, bine v-am găsit sau bună ziua, depinde de voi unde sunteți și unde vă treziți, poți să te trezești în America, să fie noapte când la mine este zi și invers. Sunt Nicky de la Yaya Production, binevoitorul în studio care a făcut multe hituri pentru mulți artiști din România, alături de fratele Nino și Bugi, echipa mea de succes, de aproximativ 10-11 ani, am cam rupt România, împreună cu fratele Mocanu, cu Țancă Uraganu, cu Miraj Tsunami, cu Narcisa, cu Biju, am făcut melodii pentru toții artiștii din manele și despre ceea ce vreau să vorbesc cu voi, îmi permiteți să spun așa mai pe șleau, în urmă cu ceva timp, aproximativ 10 ani de zile, chiar 12 ani de zile, când maneaua era manea, pentru că acum vreau să spun că s-a degenerat foarte tare sau nu neapărat s-a degenerat, dar s-a modernizat foarte tare. Maneaua e mai diferită de mult de atunci și acum e mai arambistică, manea cu trap, manea cu reggaeton, maneaua e mult mai amplă, așa ca să spun. Și înainte când mergeai pe la petreceri, domne, noi nu prea ascultăm manele, ca să vezi că artiștii ăștia din dance, când îi auzeai, domne, noi nu ne putem asocia imaginea cu manele, pentru că îmi pare rău, știi, nu vrem să fim văzuți greșit, nu vrem să stați un pic să opresc aerul. Ceea ce vreau să spun este că când spuneai că ești manelist, erai un fel de paria societății, băi, ăla e mai manelist. Mamă, e manelist, puteai să fii orice, puteai să nu fii țigan. Dacă erai manelist, erai 100% țigan. Puteai să fii moldovean, tot țigan erai. Puteai să fii ardelean, tot țigan erai. Nu mai contează că mama ta era român, că tatăl tău era român. Erai țigan pentru că știai manele, cântai manele. Te duceai la o petrecere, dom'le, noi cu manelele nu prea, uite, te rog să bagi o manea. După 12 noaptea vă spune ce se întâmpla. Nu conta că erau parlamentari, că erau avocați, că erau mai știu eu ce fel de oameni puși în alta societate. Își rupeau femeile flecurile frumos, își crăpau un pic fusta ca să poată să danseze bine. El îi scotea un pic cravata, o arbă, să mai filmează, nu, ia, dați-i drumul. Parcă văd acum, în 2020, în cabinetul unui om mare de afaceri sau, dacă nu, unui mare parlamentar sau guvernant al României, când se filmează toată lumea la țul festiv cu tare nu știu ce, acum, chiar acum că e problema asta cu COVID-ul și chiar au fost câteva faze de-astea în... S-au dat partiuri peste partiuri și sunt 100% că s-au ascultat și manele, că e normal să asculte și manele, cum s-au ascultat și la petreceri în România peste tot și în toată lumea. Bun, revin. După 12 noaptea își rupeau flecurile, tocurile, fumau 2-3 pachete de țigări, își rupeau fustele, șprițuri, hamă să vină manea. Și culmea, care crezi că era cea mai tare fază? Știau și versurile. Poamă, incredibil, le știau pe toate. Poate eu ca și cântăresc sau interpret de manele pe vremea aceea, când cântam cu trupa mea LG, nu știam toate versurile, nu știam 4 strofe. Știam și o strofă sau două dintr-o melodie, după aia le repetam. Ei le știau pe toate, 4, strofa 4, te rog. Care-i mă strofa 4? Cine spunea, o mare avocată sau cine știe, un mare om de... Bun, în fine, am trecut de perioada asta, lucrurile s-au mai schimbat, maneaua a mai evoluat, acum e maneaua asta reggaeton care a rupt, care a rupt și va rupe în continuare pentru că are balansul cel mai mișto. Maneaua reggaeton, maneaua trap care a venit din urmă, fratele Mocanu care în mare parte 90% din melodiile lui sunt lucrate la Yaya Production. Am rupt România din orice punct de vedere, pe plan muzical vorbesc, și când vorbim despre trendingul din România vorbim despre o forță magnifică a maneliștilor de a deține puterea în top, în trendingul din România. Și până să apară această colaborare cu Alex Velea și cu Jador, nu au fost de niciun fel colaborări. Pentru că era acest zid. Dom'le, noi nu facem cu maneliști, noi nu vrem să ne asociem imaginea, noi suntem... Nu putem, noi am cântat, vă dați seama. Și vă spun eu, pentru că eu vin tot din lumea dance-ului, nu vin din lumea manelelor. Am cântat împreună cu trupa Bombastic, am făcut două albume la Nova Music BMG. Apoi am scos un album singur, Nicky Rebel se intitula pe vremea aceea. După care am cântat cu trupa LG și am intrat în zona manelelor, dar vin în zona lumii dance și știu foarte bine, domnule, noi nu ne asociem imaginea cu ăștia, că sunt maneliști, sunt, nu, noi nu suntem inculți, noi nu. Bun, și acum în 2020 au văzut și ei că trending-ul e cam bune, bubuit de maneliști, din toate punctele de vedere, că maneliștii fac cele mai multe vizualizări, că sunt cei mai căutați și cei mai apreciați în trending-ul din România, în trending-ul de pe YouTube. Ce s-au gândit ei? Băi, trebuie să facem ceva, nu se poate. Unul dintre băieții foarte deștepți, Alex Velea, pe care îl apreciez, dar și el la rândul lui este Romano, are o Gypsy, este Gypsy, da?
Pe românește, țigan și el, la fel ca și Connector, care a recunoscut, la fel ca și mine, sunt jumate-jumate, jumătate tu, jumătate eu. Ce vreau să spun? Că a recunoscut că și-a dat seama el, băi, trebuie să fac ceva ca să intru bine în trending, n-am cum. A scos melodia aia Moda, sau Dau Moda, în variantă trap, a prins așa mare lucru și din joacă și-a dat el seama că are foarte mare impact când au făcut nebunia aia în studio, pe mare așa, tu, pa, pa, tu, băi, bine. Ce s-au gândit ei? Creierul bun, hai să ne combinăm să vedem cum facem să vorbim cu Jador, să ajungem pe la Desantul, cu cine e, să facem cu Jador, că Jador era pe val. Și este pe val în continuare. Bun, au reușit, au făcut melodia Dau Moda. Bun, melodia asta Dau Moda sau ideea Dau Moda am folosit-o și noi în 2018 cu Țancă Uraganu în melodia Nopțile Albastre și era un cuvânt foarte, foarte important din această melodie care după fiecare final sau la finalul fiecărui refren spunea cam așa e moda și a fost o melodie chiar foarte cunoscută în România și care a cântat mult timp în România și în cluburile din România, pe la petrecerile mari și cele mici, bineînțeles, peste tot. Da? Nopțile albastre, Țancă Uraganu. Bun. Acum au făcut melodia asta cu Dau Moda. În melodia Dau Moda băieții au folosit cuvântul Se mișcă pe beat. Se mișcă pe beat, cuvânt folosit de noi, da, de echipa noastră Iaia Production. În melodia lui Țancă Uraganu, Se mișcă pe beat, melodie care a avut un real succes și de asemenea a rupt trending în România la vremea respectivă. Bun. Și l-au folosit în exces băieții. Se mișcă pe beat, e o bestie, cu tare, iară, a mai trecut un pic iar. Se mișcă pe beat. Bun, ideea e ca să folosească cârligul ăsta, să le aducă aminte la oameni că e dintr-o manea, că e de aia, că e cuvântul de succes, că bang, am înțeles-o. Bun. Oricum vă apreciez că aveți inițiative mișto și ați făcut o treabă chiar foarte mișto. Ați deschis, să spun așa, porțile unui drum care se vedea foarte închis datorită faptului că oamenii nu recunoșteau acest lucru. Și a trebuit să fie unul ca Alex Velea să-și dea seama că prinde treaba asta și să facă o melodie cu Jador. Bun, după asta a venit Costioniță și a zis, băi, să fac bamă cu treaba asta, ia uite. Costioniță, care și el la rândul lui cu mult timp în urmă a mai colaborat cu Maneliști, a cântat cu Adrian Minune, O viața mea, melodia aia, dacă mai țineți minte. Nu s-a mai terminat de cei la cum făcea Miraj la o cântare, ia uzi. Și s-a mai terminat și iară. Viața mea, of, inima mea, of, degeaba plângi, tare necăjii mai sunt. Mamă, melodia era la vremea a bubuit, vocea lui Adrian Minune, care e inconfundabilă, care îl iubesc și îl apreciez maxim, bine, și pe Costi îl apreciez, am fost în studioul lui când nici măcar nu cânta. Avea, mi se pare că de-abia atunci era la, nu mai știu, dar știu că era la, la medicină, pentru că el are și este stomatolog, ceva de genul ăsta. În fine, am fost cu prima mea trupă, nu ne numeam Bombastic, atunci ne numeam White Street, eram 4, nu eram 5, eram în probe, bla bla bla, el avea un studio, lucra Robi G acolo la el. Îl cunosc de foarte mult timp pe Costi și Costi este un băiat foarte deștept, îl apreciez. S-a gândit să-l ia pe Dani Mocanu, care Dani Mocanu, după cum bine știți, făcând așa o paritate și un calcul în tot timpul acesta, a fost pe primul loc de cele mai multe ori. Cred că el a fost de cele mai multe ori în trendingul din România, pe primul loc. El, după care și ceilalți la timpul lor, fiecare. Dar Dani Mocanu, în permanență, a avut o melodie pe primul loc, odată la o lună, la două luni, el a fost în trending. Bun, și s-a gândit el, mă, cu cine, cu ăsta pot să fac? Bun, hai. I-a propus o treabă, lui Dani i-a convenit, au făcut treaba asta, s-au dus mai departe la Kid Music și a spus, ia fii atent, Danelu, Dan Popi. Dan Popi fiind cel mai mare producător sau unul de cei mai mari producători de muzică din România, reprezentantul cel mai mari case de discuri, patronul cel mai mari case de discuri din România, Kid Music, care are pe YouTube undeva la 6 milioane de abonați. Bun. Au vorbit și au spus, băi, trebuie să facem chestia asta, să combinăm maneaua cu treaba asta ca să, știi, să echilibrăm un pic situația. Bun. După care au urmat nenumărate colaborări. Am văzut că l-a suflat și pe Jador de la Desanto, nu știu cum au făcut, e treaba lor, ca să poată face cu el mai multe colaborări de genul ăsta. Bun. Am văzut că a apărut Culiță Sterp cu Analescu. O colaborare care nu se gândea nimeni niciodată. Deci Culiță Sterp și Analescu. Bun. Pe urmă, Ruby cu Salam. Incredibil. Salam nici nu cântă, decât face niște stiluri, niște chestii. Să știe că Salam e regele.
acestui stil muzical și nici nu mai e nevoie de nicio prezentare, da? Oricum, se dovedește faptul că au nevoie de maneliști, da? Au nevoie de maneliști ca să rămână în trendingul din România, pentru că, cu siguranță, Dani Mocanu rupea trendingul și îl rupe în continuare, Țanca Uraganu, da? Jador, am văzut și Nicola Sax, am văzut și, cine mai e, doamne? Sunt mulți maneliști care rup, da? Rup trendingul. Și acum au venit colaborările astea, deodată așa, bang, 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 bang. Și întrebarea mea, băi, nu mai sunt maneliștii aia inculți și asta, nu, cumva, nu, cumva, nu vă mai ascundeți acum cu maneliștii, nu, sau e mai bine acum sau cum, spuneți și mie. Ăștia care sunteți cunoscători și ați văzut cum stă treaba. Sunt foarte sigur că îmi dați dreptate, sunt foarte sigur că acum ascultați ceea ce spun eu și cântăriți ceea ce spun eu și eu vreau să spun realitatea exact așa cum este ea. Trendingul din România, la ora actuală, este în proporție de 99% dominat de către maneliști. Și bineînțeles, acum proiectele celor din dance, de la casele de discuri mari, cum e Kid Music sau și alte case, da, uite cum e și Golden Boy, vor fi colaborări cu maneliști. Tocmai pentru ca să fie și ei în trendingul din România pe primul loc, să ajungă pe primul loc. Pentru că nu mai ajungeau, nu mai era loc de Mocanu, de Jador, de ăștia, Țancă și de, da? De Florin Salam, bineînțeles. Deci ceea ce vă spun eu acum e foarte clar și este vădit. Mai sunt câteva fenomene muzicale care au rupt trendingul și unul este Abi, pe care îl respect foarte mult, chiar dacă mulți îl înjură, un puș care la vârsta lui a făcut foarte multe și pentru chestia asta vreau să spun că îmi place foarte mult de el. Și puștii de la Five Gang, care la fel au creat o mică istorie, ca să zic așa, în devenire. Bun, de ei vom vorbi în alt vlog. Acum vreau să închei prin a vă spune că mă bucur că s-a ajuns aici în 2020, când casele cele mai mari de discuri realizează faptul că și maneliștii, la fel ca și cei din dance, au, în afară de faptul că au niște voci extraordinare, sunt, ca să spun așa, favoriții, da? Favoriții publicului din România. Și cu asta am spus tot. Vă pup și vă iubesc. Nu uitați, este primul meu vlog pe care îl fac singur. De obicei îl fac cu fratele Nino sau cu echipa mea, cu Bugii, cu toți băieții. Dar nu uitați să vă abonați la Iaia Production. Nu uitați să dați follow pe Insta la Nicky_Iaia și la Iaia Production Studio. Dați follow și la Nino, da? Nino Escobar și la Fabian Two Way Studio, da? Noul nostru membru care a intrat în echipa noastră și care dă randament maxim la video. Am făcut o echipă puternică și se simte chestia asta. Abonați-vă la tot ceea ce înseamnă Iaia Production. Căutați-ne peste tot și ne veți găsi. Căutați muzica noastră, oricum se găsește peste tot în materie de muzică. Suntem în toate discotecile, pe toate platformele muzicale. Și apropo, o să scoatem albumul Veta Izoleta, așa cum v-am promis, deja ne pregătim. În curând vor fi CD-urile în benzinării și pe toate platformele de specialitate, atât online cât și fizic. Da? Ce să spun? Vă pup și vă iubesc de aici, de la Iaia Production, studioul care a făcut și face în continuare multe hituri, pentru că suntem iubiți de voi și noi vă iubim și suntem dedicați cu totul vouă. Vă pupăm și vă iubim!